Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei care mă ascultă de obicei și au plăcerea să mă asculte și eventual și cei care vor dori să asculte această etalare în viitor. Etalare despre ceea ce simte o persoană dragă sau eu știu cât de dragă o fi o persoană la care vă gândiți ce simte pentru voi în această perioadă. Aveți de ales între numărul 1, aceste de cărți, numărul 2, vedeți? Acesta. Și numărul 3. Îl vedeți? Destul de bine? Da, se vede. 1, 2 și 3. Sper că v-ați pus pauză și v-ați ales, da? Hai să începem. În timp ce am amestecat acest prim set de cărți, a vrut să se arate 10 de cupe. Probabil că simte multă fericire. Sau a simțit atât de multă fericire încât a considerat-o atmosferă ireală și ideală între voi, la un moment dat. Pentru că la capătul setului de cărți apare 8 de cupe. Cineva a plecat din poveste. Dacă povestea atât a fost ireală, probabil cineva s-a întors la realitate. Rămâne de văzut. Hai, înainte să pun aceste cărți, aș mai vrea câteva cărți. Ia, spiritul lor față de voi în această perioadă. Oh, e ceva invers? Bizum. Ritual. Interesant, 3 și cu 5 înseamnă 8. Dar a venit invers. Ați văzut mai devreme și 8 de cupe. Dacă voi v-ați eliberat de ei, e o chestiune de eliberare. Ah, da, uite, chiar cu calul. Ce simt? Simt că ei nu au vrut, unul dintre voi, hai să nu mai zic ei voi, unul dintre voi nu a vrut să adopte transformarea. Și celălalt a plecat. Asta simte că voi ați plecat eventual. Probabil că vouă vă plac foarte mult caii. Vă place libertatea. Și acest personaj n-a putut să fie liber într-un anumit fel de a gândi, de a simți, de a se manifesta. Poate că a avut niște obligații. Deci unul nu a fost, da, vedeți, 3 și cu 5, 8. E o transformare, repet, care nu se adoptă în această relație. Și atunci, celălalt a plecat, iar a venit, uite, transformare e o loialitate. Unul dintre voi, energia feminină, aș spune, în mod special, vrea să se transforme în bine, să se libereze de poveste. De ce? Voi știți. Hai să vedem alte cărți. Nu cărțile corect. Ce simte pentru voi? Știe, acest personaj știe că trebuie să transforme ceva în viața sa. Știe că și el, ea, cine o fi, trebuie să lase ceva în urmă. Dar unul deja a plecat. Că sunteți voi, că sunteți, nu știu care sunteți, dar unul deja a plecat. Unul pentru care noțiunea de libertate înseamnă foarte, foarte mult. Înseamnă, ia uite, patru. E o chestiune de casă. Probabil unul nu se transformă pentru că vrea să țină, are o casă de păstrat, are o familie sau patru, poate să fie și numărul împăratului. N-aș spune musai care responsabilități, dar probabil că stă lângă cineva pentru o casă. Și ori fi făcut casă împreună. Și din cauza aceasta, celălalt a plecat. Dar ce simte față de voi? Ideea este că o fi având casă fizică cu altcineva, o fi având altfel de relație karmică, clasică, cum vreți voi să-i spuneți. Dar lângă voi, de fapt, s-a simțit 10 de cupe, cum am văzut mai devreme,
Foarte bine, s-a simțit ca acasă, altfel de casă, cămin. Dacă cu altă persoană, din cauza căreia nu s-a transformat celălalt, dacă cu acea persoană are o casă, ca și clădire, ca și să zic relație, familie, cu voi se simțea ca într-un cămin. 2. Interesant. Ce este 2? Văd că cineva miroase niște flori, adulmecă. Ia să vedem. Că nu mai știu exact. Trifoiul. Ah, voi sunteți norocelul. Ia uite, trifoiul și steaua. Voi sunteți norocul lor, așa consideră. Asta se simțea norocos atât timp cât erați prin preajmă și poate e o chestiune, poate lor le place mirosul vostru. Va adulmeca aroma, mirosul. Le aduceați altă notă de spor, de bunăstare, de bucurie, cum am zis mai devreme, de speranță, de credință, de idealism, iar ar fi putut să se transforme. Ibis înseamnă transformare, l-am văzut și mai devreme, ia uitați-l aici. Ar fi putut să se transforme lângă voi, dar dacă voi, eu știu, nu știu care, unul dintre voi a plecat, clar. Aș spune că voi totuși ați plecat. Cel care este. Da, și celălalt a rămas pentru bani în alt context mai sumbru. Nori și bani, interesant. Ia uite, pentru ziua de mâine, da? Bani, nori, șoricei. Pentru ziua de mâine, acolo să aibă o casă ca și clădire, niște bani puși deoparte în relația respectivă sau ce o fi, familie, job sau ce o fi. Da? Celălalt. Energia feminină, aș spune. Energia feminină. Și-a luat zborul. A sărit într-un alt portal, într-o altă dimensiune. Asta e. Cât timp ați fost în preajma lor, s-ar fi putut transforma, se transformau, dar probabil că necesita mult timp. Și atunci energia feminină și-a văzut de drumul său. Haideți să vedem unde sunteți în călătoria aceasta, în această relație. Și eu știu. Interesant. Nu pot să le pun pe toate, dar din această serie o să pun pe cea care se vede deasupra. Coming apart, v-ați despărțit. Singurătate, încet și sigur. Poate că transformarea aceasta va veni a celor despre care, eu știu, a celui care nu se, celui sau celei care nu se poate transforma. Ia. Transformarea va veni încet și sigur. Regăsirea credinței va veni încet și singur. Dar deocamdată voi sunteți în separare. Solitudine, coming apart. Sunteți în separare. Interesant că această solitudine are numărul 13, care este numărul morții și renașterii. Și vorbeam de transformare încă de la 3 și cu 5, 8 de la Bizon. 8 reprezintă casa scorpionului, a transformării. Și totuși se gândește acest personaj să vă facă o vizită neașteptată, eventual, sau așteaptă vizite neașteptate. Nu știu, cine a fost părăsit se pregătește să facă o vizită neașteptată în preajma, interesant, în preajma casei voastre. Interesant. Aici iar e o casă. Dacă sunteți în separare, cel care a fost părăsit și căreia îi este mai dor, aș spune că energia care nu s-a transformat este în starea aceasta de dor. Cealaltă își vede de călătoria sa prin portaluri către transformare spirituală, creștere spirituală. Deci, cel care nu s-a transformat încă, trebuie să învețe să manifeste o nouă perspectivă, să manifeste credință. Și să manifeste transmutarea energiei sale.
și își dorește, repet, să facă o vizită prin jurul casei voastre, eu știu, să vă transmită ceva sau poate vă urmărește, fără să știți. Ia să vedem ce simte acest personaj. Vedeți că uneori cărțile, mesajele vin invers. Eu extraordinar în fața voastră, 10 de cupe. Sunteți tot ce și-au dorit. Lângă voi pot să viseze. Sunteți norocul lor, speranța lor, credința lor. Motivul transformărilor, motivul. Motivul călătoriei. Interesant că aici, Ibis înseamnă călătorii pe lungă distanță și ei vor să călătorească cu voi. Poate o separare și din cauza distanței, dar nu distanța fizică în sine vă separă, ci altceva. Idealurile, că tot a venit 10 de cupe, idealurile, da, te simți bine lângă un om care emană pozitivitate, dar tu ești acolo? Și acest personaj, sau voi, unul dintre voi, cel care nu se poate transforma, trebuie să ajungă la acel, ia uite, asul de magicianul, trebuie să învețe, să manifeste. 4 și cu 6, 1. Să manifeste altceva în viață decât falsa stabilitate. Ia uite, împăratul, ia uite, 4 și 4, ia uite-l. Vrea să nu arate, de, nu, împăratul nu arată cât este de fericit în preajma voastră. Cumva adulmecă, mirosul și de la distanță, ca un, nu știu, ca un lup, îmi vine acum în minte, ca un lup. Probabil că vă urmărește. Împăratul, energia masculină, în care se vrea în control, acesta urmărește energia feminină care se vrea eliberată, aici e albă, aici e albă, transformată, în ascensiune. Împăratul încă ține de casă, de reguli. Nu s-a transformat. Nu s-a transformat. Și totuși are pasiune pentru voi, dar își face multe, multe griji din cauza unei familii, din cauza unei moșteniri, din cauza unui job. E problema lor. Ce simte pentru voi? Că ați putea să fiți împreună. Dar știți voi ce simte e una, ce face e alta. O să facem metalurgie despre ceea ce va face sau ce intenție are, ce e. Valetul de monede. Am spus că va face o vizită neașteptată pe lângă casa voastră. Vă urmărește deocamdată, vă urmărește. Ar vrea să inițieze un gest, o comunicare, poate să vă ofere un dar. Dar până una alta ce simte? Simte că voi manifestați ceva nou, studiați într-o nouă dimensiune, într-o nouă direcție, ceva. Cum să creați, cum să faceți bani, cum să vă găsiți echilibru pe cont propriu, de parte de ei. Interesant că aici energie feminină, aici energie masculină. Poate voi nu sunteți atât de bine financiar ca ei, dar voi vă găsiți echilibru. Cu alte cuvinte, poți să-ți găsești echilibru și stând într-un picior, dacă practici yoga, dacă practici această poziție, care nu trebuie să ai, eu știu, case, 6 case, da? Glumesc. Echilibrul găsești în tine când te centrezi. Și asta trebuie să transforme acest personaj și când se uită la voi, când își aduce aminte, când se gândește la voi, asta învață și asta simte. Dar am spus, deocamdată este separare, separare pentru că acest împărat trebuie să-și schimbe perspectiva a doua și peste spânzuratul. Încet, da, se manifestă încet și sigur. De obicei o persoană înceată și stabilă într-o anumită formă, anumită, specific, anumită formă, voi trebuie să o știți sau să o descoperiți dacă vreți. Că dacă v-ați luat tâlpășița, nu mai vreți. Dar clar că cineva a plecat și l-a lăsat pe celălalt gândindu-se. Ah, interesant cum vine mișcarea. Acest împărat pregătește o nouă mutare. Ia uitați, are deja, nu știu ce este, pion, tură. Sau turn, turn. Aici e un turn. Da? Se gândește și ia timp, în tăcere. Care va fi următoarea mutare? Următoarea mutare va fi aici, la valetul de monede. Cum să exprime ceva? Interesant. Să manifeste ceva de la zero cu voi.
un nou capitol. Probabil că până acum s-a gândit foarte mult la bani, dar sunteți, de fapt, conștientizează în această tăcere care este între voi, că voi sunteți norocul lor. Pot să facă bani cu voi în preajmă. Vibrația voastră norocoasă e înaltă și atrage abundența. Deci, cu alte cuvinte, n-ar trebui să-și facă griji. Ce simte pentru voi? Multe emoții pe care nu le arată. O veste foarte frumoasă pentru unii dintre voi, nu? Că simte, dar nu arată. Că va veni totuși, vrea să vină cu o comunicare, cu un dar. Dar, dragii mei, valetul de monede din partea unui împărat este extrem de puțin. Din punctul meu de vedere și nu doar al meu. Da, asta e, împăratul. Vedeți ce poziție închisă are? Hai să clarificăm. 10 de cupe. Banu, hai să mergem în continuare. Facem așa încă 3 cărți. Ce simte pentru voi? Mai schimbăm formatul. Ce simte pentru voi? Interesant ce mai simt. Dacă acolo unde își sacrifică identitatea pentru acea casă, pentru acea avere, pentru acei bani, își sacrifică identitatea, spânzuratul, și nu s-a transformat lângă voi, se poate transforma și poate să devină împărat, poate să devină un bărbat protector, treaz, conștient, doar lângă voi. Doar lângă voi. Pentru că voi sunteți steaua. Voi le arătați drumul în întuneric. Vedeți? Voi sunteți farul în întuneric. Ce simte pentru voi? Simte că sunteți extrem de puternice, eventual puternici. La fel de încăpățânați ca și ei când vreți. Simte că, am spus, doar voi aveți, tocmai pentru că sunteți foarte puternici, puternice, puteți să-i transformați cu adevărat. Dar nu-i transformați din ambiția de a transforma pe cineva, ci din dragoste. Vedeți că aici este dragoste. Ce simt? Simt că deocamdată tăceți și vă concentrați pe bani, pe munca voastră, pe transformarea voastră. Interesant, 5 de cupe. Le e dor de nu mai pot de voi. Le e dor de nu mai pot. Am zis că voi sunteți lumina, voi sunteți speranța. 5 de cupe. Da. Noaptea, cel puțin, o tregere de cupe. Își dau seama în această separare. Și această însingurare a fost necesară să vadă cât le este de dor de voi și că, de fapt, această dragoste, acest ideal nu e, de fapt, mai bine zis, aceste emoții nu sunt doar niște stări ireale sau trecătoare, este o dragoste adevărată, începe să simtă dragostea. Iar este un lănțic, iar este peștișorul, iar este schimbarea, da? Semnul peștilor, schimbarea de perspectivă. Ce simte față de voi acum? Poate că a oferit foarte puțin în comparație cu potențialul său, iar. Dar, oricum, vrea să vină să comunice ceva, își dorește, rămâne de văzut la cealaltă etalare. Ce cărți vor apare pentru acțiunile și intențiile lor. Dar ce simte acum? Interesant, au venit două cărți, 3 de spade, deci suferă, îi e dor, și cavalerul de bâte. În primul rând, dacă voi v-ați elibera, eu te tace, dar nu arată, deci suferă, dar nu arată. Visează, acum 10 de cupe îl văd ca pe un vis. Și aduce aminte, 5 de cupe, și aduce aminte ce frumos era, ce puternic erați, ce stabil erați chiar dacă păreați că aveți puțin. În aparență aveți puțin, dar în realitate, realitatea, sau mai bine zis, în mai multe realități aveați mai mult. Adică voi vă manifestați pe mai multe dimensiuni. Ați adoptat schimbarea, transformarea, transmutarea.
Ce simte? Simte că ați suferit și va, știe că ați suferit și că ați plecat, că ei nu s-au transformat, vedeți? Că ei au fost încăpățânați, că încăpățânarea lor v-a adus suferință și v-a afectat vitalitatea și v-ați dus, interesant că aici are alt cal. V-ați dus sau vă duceți înspre activități, înspre oameni, aici ar putea să fie și un soi de gelozie, dar să vă recăpătați energia, creativitatea și ei simt în continuare atracție, că nu vă lăsați. Interesant. Că nu vă lăsați. Cavalerul de bâte se simte în continuare foarte atras de voi, dar tace, nu arată. Interesant, se gândește, judecă. Asul de spade, iar judecă. Are o trezire spirituală. Ia uite, soarele. Trezirea sa spirituală este că, deși voi ați plecat, zice, ia uite, sunteți suflete perechi, mai de... Sunteți suflete perechi. Și v-ați simțit răniți din cauza lipsei lor de deschidere către transformare, aș spune, lipsei lor de exprimare. Eu știu, cel care e energie masculină nu prea exprimă. Da? Și acum se trezește, această energie masculină se trezește că vrea să se împace, că vrea să refacă, vrea să renască, vrea să se bucure iar de dragoste și de fericire. Iau de soarele, da? Asul de cupe. Pentru că numai lângă voi se simte așa. Dar vedeți voi, nu știu ce mai fi de acum încolo, asta simte. Dar, repet, sau vă atrag atenția că a venit acest ritual invers. Poate că cineva interesant. O chestiune de ritual. Ce pot să spun? Probabil știe că voi faceți ritualuri de eliberare de acea dezamăgire. Am văzut șarpele, am pus cartea exact pe șarpe. A fost o energie. Este un personaj care vă bruiază. Da, vă bruiază. Unde am pus cărțile? Aici. Relația. Este un personaj care vă bruiază relația. Cam asta e. Sper că v-a fost de folos, dragii mei. Sper că v-a fost de folos, da? Hai să vedem. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Mai venise ceva nou. Acelălalt număr a venit. Numărul 2. Cei care ați ales acest set de cărți. Hai să vedem. Începem mai întâi. A venit ceva? Nu, nu a venit. Începem cu spiritul lor. Ia, curăț cărțile pentru numărul 2. Spiritul lor față de voi în această perioadă. Spiritul lor față de voi în această perioadă. Spiritul lor față de voi în această perioadă. Distanță, de ce vine așa de greu? Două. Aha, amândouă arată că vă urmăresc. Și speră, cu 17 speră la voi, 2 și cu 5, 7, faetonul, își doresc să vină înspre voi. Speră să poată să facă un drum. Probabil că e distanță, ați văzut că, am zis, e distanță între voi. Vă urmărește, interesant, aici este autenticitate. Vă urmăresc fascinați de faptul că sunteți autentici. Că nu vă e frică să vă înfruntați fricile, pericolele, dușmanii, lumina. Unora le e frică de lumină. Vă observă cum zburați, cum mergeți în drumul vostru, în misiunea voastră. Foarte interesant. Vai, ce frumos! Protecție! Poate că într-un fel sau altul, știți, nu știți, acești oameni vă trimit energie protectoare. Își doresc să fiți protejați.
Și nu doar asta, simt o regalitate, interesant iar, elemente care țin de Egiptul antic, o regalitate, interesant aș spune, ascunsă sub această pelerină, ascunsă sub o atitudine autentică, nu zic nu, dar de modestie, modestie autentică. Dar voi știți ce putere aveți, știu și ei ce putere aveți și sunt foarte fascinat și vă admiră că nu vă, nu epatați, nu epatați. Repet, aveți o regalitate și o forță pe care o expuneți cu delicatețe și cu modestie. Interesant mesaj. Curăț cărțile pentru numărul 2. Ce simte față de voi? Simte, simte că vă creați viața după principiile voastre, că știți multe lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le știu, că aveți acces la multe secrete, nu doar prin educație, nu, prin nu doar prin dorința voastră de a vă dezvolta spiritual pur și simplu. Wow. Pur și simplu prin e un spirit care vă inspiră. E un spirit divin. Aș spune Horus. Horus eventual pentru unii dintre voi vă inspiră. Ideea este că oricum acești oameni vă pândesc. În ce sens? Nu feroci. Pregătiți să dărâmă orice obstacol stă între voi și să atace orice dușman încearcă să vă afecteze. Așa simt. Lupul acum nu-l simt periculos. Îl simt concentrat, dar nu periculos. În momentul acesta există un sentiment de tristețe, de răceală emoțională, de inexpresivitate, poate că între voi distanță și hai să vedem unde e situația voastră, harta pe care o aveți de manifestat în această viață, în această, nu știu, poate vă mai întâlniți, poate mai aveți niște lucruri de experimentat, cam unde sunteți, povestea voastră în ce poziție este. Simte că sunteți persoane mândre, inteligente și curajoase. Pentru că vă observă de foarte mult timp. Asta e energia acestui personaj. Vă observă de foarte mult timp. Interesant, amestec și iar apare aceeași carte. 4 și cu 5 este 9. 9 pentru mine este casa noua a relațiilor peste hotare, distanță lungă. Extraordinar și 17 reapare, iar cu aceeași cromatică rece, asta pentru că este casa, casa vărsătorului, casa, și asta înseamnă distanță, greu de atins. E o situație, o rezolvare greu de atins, nu imposibilă, dar greu, cu speranță, cu credință, se poate să vă reîntâlniți sau să refaceți ce este de refăcut. Eu știu ce e de refăcut. Hai să pun așa cartea. Aceasta. Curăț cărțile pentru numărul 2. Sunt multe tărâmuri pline de furtuni, de fantome, de golemi care trebuie trecute ca să reveniți în același spațiu, în aceeași dimensiune, dacă ați văzut Regele Eternul Monarh, mă înțelegeți ce spun. Sunt multe lucruri de multe dimensiuni, realități, pământuri chiar, nouă mări și nouă țări, știți voi cum e.
Își dorește foarte mult să vă îmbrățișeze acest personaj. Până atunci, parcă tot este rece. Chiar dacă poate să mai îmbrățișează cu alte persoane, dar nu e același lucru. Hai să mai vedem despre voi. Ce alte cărți vin? Ce simte? Ce simte? Dacă ați fost supărați, poate că simte. Am zis, acest personaj vă observă de mult timp, de la distanță, nu contează, poate trimite de cineva sau pur și simplu vă urmărește activitatea online. Sunt multe metode prin care poți să observi pe cineva. Nu? Uite că vin greu cărțile. E distanță, un anume tip de distanță, nu știu de care, dar e distanță, cărțile arată. O răceală emoțională, dar în primul și în primul rând cauzată de distanță și eventual de regăsirea speranței și a credinței a unuia dintre voi care în general nu a avut credință, nu a avut speranță. Uite așa e grăbine. Hai, să ne o carte pentru numărul 2. O dată, de 2, 3 ori. Diavolul. Se simt obsedați de voi, altfel nu v-ar observa. Altfel nu s-a simțit atât de singur față de voi. Interesant, 15 se însemne ceva, 17, iar apare de două ori 17. 15 și 9. 4 și cu 5, 9. Ar vrea să vă ofere, speră. Că va veni un moment când să vă ofere niște flori, niște flori frumoase care să reprezinte. Să vină într-un mod neașteptat, să vă cucerească, interesant. 19 este turnul. Dar alături de acest cavaler de 1, dorința de a manifesta regăsirea. Și încheierea acestei separări care este între voi. Probabil că primește mesaje de la divinitate prin vise, prin muzică despre voi. Dar simte că voi sunteți. Interesant, iar soare, iar trei. Acest personaj simte că sunteți femeia lor divină. Sau o femeie foarte specială, dacă sunteți femeie. Are, acest personaj e conștient că are niște tendințe toxice, poate tendința de a fi obsedat de, eu știu, persoana dragă. Dar afară de obsesie mai văd și alte tendințe toxice. Și 17 apare de două ori ca și chemare la vindecare. 17 înseamnă steaua, care înseamnă vindecare. Și iar nouă, distanța care se pune între voi este pusă de divinitate ca acest personaj să-și controleze obsesiile și tendințele toxice. Probabil că e foarte mare, interesant, lupul, ursul, dar ursul e și mai mare, da? E o energie masculină foarte mare. Voi probabil să fiți mai minione sau... Vedeți, iar e o energie feminină mică și aici este un vultur mare. Diferențe mari între voi, de vârstă, de fizic, de poate și financiar, poate și profesional și totuși. Voi, energiile feminine, sunt, iauteți, aveți o putere interioară foarte mare, fascinantă pentru acest personaj. Sau ochila regina de monede. Vă simt că aveți o valoare specială. Aveți o valoare specială pentru ei. Dar în general v-ați creat stabilitate. Vă creați singure stabilitatea. Sunteți independente. Poate aveți o afacere. Sau munciți pentru banii voștri. Nu sunteți genul de femeie care așteptați cadouri. Ia uite, sunteți puternice. Nu așteptați să vă întrețină cineva, doamnelor. Poate chiar și domni. În fine, adaptați, vă rog frumos, mesajele. Putere. Dintre toate opțiunile pe care le au,
Aceasta este cea mai profundă. Simt conexiunea dintre voi. Simt că lângă voi pot să fie și bărbați și copii sau și femei și copii. Simt că ați mai creat o casă, o prietenie cândva, astfel de monede, poate a fost într-o altă viață. Ați început ceva într-o altă viață și acum trebuie să continuați. Interesant cu mine mesajul. Dar vă simt foarte puternice. Sunteți singurele, doamnelor, dacă sunteți doamne, sunteți singure care le puteți tempera. Aveți această regalitate și această energie a leului ca și zodie. Poate aveți planete acolo progresive sau pur și simplu, sau în casa a cincea, sau planete de foc. Am zis, de singurele care puteți să le temperați ego-ul, mândria, impulsurile fizice, primare, pasiune au, dar voi calmați și ajutați să se transforme, să se vindece. Ia uite, sunteți izvor. Izvor nesecat de dragoste, de înțelegere și de lumină pentru ei. Ce mai simte pentru voi? Că împreună sunteți foarte puternici. Ce apare? 8 de spade, iar e obsesie, se gândește tot timpul la voi. Și ar vrea să se lupte, să depășească niște probleme financiare și să se lupte pentru această relație. Ar vrea. Rămâne de văzut la altă etalare, la acțiuni și la intenții. Ce simte? Ia uite, valetul de monede, se gândește să vă sune sau să nu vă sune, să vă trimite mesaj sau nu vă trimite mesaj, să comunice. E ca și când stai și te uiți la mobil. Îi scriu acum? Nu, las că îi scriu mâine. Îi spun că mă gândesc, că de când am despărțit mă gândesc tot timpul sau în fine destul de des. Nu, nu îi spune așa ceva. Fii un pic mai, controlează-te, abține-te. Îi spun că e frumoasă sau că e frumos. Nu, mai stai un pic. Dar poate dar ar fi frumos să-i dau un dar. Măcar atât să-i dau un dar, să mă duc să dea un dar. Asta vrea. Ar vrea să inițieze, dorește să inițieze ceva. Simte că aveți o valoare specială. Ia uite, asul de monede. Aveți o valoare specială și vrea, dar sunt mai multă dezamăgire. Separare între voi, o separare neașteptată, poate bârfe, poate dorința de a face bani a cuiva v-a pus în separare și în această dezamăgire știu că v-au dezamăgit. Știu. Ce mai simplu pentru voi? Spre deosebire de alți valeți, acesta stă și se gândește dacă se manifeste sau să nu manifeste. Iar apare Regina de Monede și 8 de Băte. Am zis că poate ei sunt mai tineri decât voi. E o diferență de vârstă și de fizic și de chestii, și de finanțe. Dar voi aveți o valoare specială. Sunteți aur pentru ei, sunteți o regină, sunteți o împărăteasă, sunteți ce vreți voi. O mare preoteasă. Și ar vrea să vă comunice acest lucru. Să vă bombardeze cu gesturi de dragoste, cu pasiune, pentru că are tendințe obsesive. Astea sunt tendințele lor la care ar trebui să lucreze. Exces. Tendință de a exagera. Probabil când vorbește, vine cu flori, nu cu o floare, două, trei, cu eu știu câte, un buchet mare, mare. Nu cu o prăjitură, să-ți cumpăr câte dulciuri vrei, ceva de genul ăsta. A pierdut ocazia cu voi din cauza egoismului acest personaj. Ce simte? Îi este dor. Se uită la celelalte oferte ca la oferte de duzină. Voi sunteți o persoană foarte specială pentru ei. Ia uite. Steaua! Măi, deci apare de 3 ori. Steaua numărul 17, numărul 17, acum iar apare steaua. Steaua speră, se roagă. Poate că unul este într-adevăr, lucrează în public. Publicul e cu ochii pe voi, publicul e cu ochii pe ei, dar nu contează că se uită alte persoane. Nu
Ei speră să fie cu voi pentru că voi puteți vindeca. Voi puteți vindeca. Voi inspirați să fie altfel. Mai blânzi. Lupul prădător, e ca și când cineva, ia uitați, prin autenticitatea voastră, îi dresați. Aveți această capacitate să-i puneți la punct. La fel și aici, la fel, ia uitați. Acest personaj pune mâna pe al treilea ochi, măi, nu așa, pe cap, pe al treilea ochi, începe să vadă ulul acesta, vultul, uliu, da? Tot prădătoare. Începe să vadă în momentul în care se gândește la voi, în momentul în care vă atinge, dacă ați reușit să vă atingeți. Sau pur și simplu gesturile voastre, ceea ce spuneți, cum acționați, cum călătoriți în drumul vostru, în viață. Îi inspiră, îi calmează, îi vindecă. Și își doresc să fie protectorii. Să fie protectori. Ce simt? Că aveți o vulnerabilitate pe care probabil n-au mai văzut-o cu acești ochi, aceiași ochi. Probabil că îi șochează vulnerabilitatea voastră. Nu că v-ați expune într-un fel nepotrivit, dar vă arătați și rănile, și problemele, și, să zic, eu știu, și perii albi, și cearcănele cu grație, cu autenticitate, repet cuvântul pentru că este aici, și cu regalitate. Nu vă e rușine că apare un fir alb, că aveți, eu știu, niște cearcăne în plus, că nu mai sunteți perfecți, perfecte. Pentru că știți că acestea sunt datorită experiențelor anterioare și v-au adus înțelepciune. Și înțelepciunea asta vă pun într-o poziție care puteți să-i ajutați și pe ei și pe alții. Ce frumos! Ia uite, 10 de cupe. Îi apasă acest dor de voi. Și dorința de a... Deci vor să se implice, nu știu când vor face, dar vor să se implice cu toată energia să manifeste această fericire cu voi. Adică un soi de obsesie sau dorință de a fi responsabil în relație cu voi. Foarte frumoase cărțile și la numărul 2. Sper că v-au plăcut mesajele. Sper că ați rezonat cu ele. Și să auzim, nu știu, să vedem la celelalte, că nu pot să le pun acum, că voi așteptați, nu pot să le pun așa, să vedem la celelalte etalare ce mesaje vor mai veni, adică la etalarea despre ce acționează, ce intenționează, ce face până la urmă, până una ce simt și alta e ce face, o mare diferență, da? Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Scărție scaunul, numărul 3, cei care ați ales aceste de cărți. O carte deja a venit, Regina de Spade. Simte că sunteți foarte inteligenți, inteligente. Ce simte? Nu știu, interesant cu mine mesajul. Prezența voastră le penetrează mintea. În multe aspecte. Regina de spade. Își doresc să o ia de la zero cu voi, dar sunt multe frici. Multe frici. Și în primul rând ascund cu luna. Ascund faptul că simt multe emoții nouă de cupe față de voi. Se simt un soi de... Interesant ce vine mesaj. Nebunul, zero și regina de spade. Din anumite puncte de vedere, se simt mai prejos decât voi. Poate profesional, poate intelectual, au foarte multe de recuperat, de citit, de documentat. Voi sunteți persoane educate, dar ce mai simt? Că felul în care vorbiți, îi îndemnați să
să-și recreeze viața, să o ia de la zero cu voi, sau să-și descopere o altă cale care să-i ducă către autenticitate eventual. Wow. Hai, ia, curățăm cărțile. Pentru numărul 3. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Energia lor în relație cu voi. Da. Ia. Wow. Câte cărți sunt? Am zis că nu arată strategie Red Fox. Foarte viclenii. Dar nu arată, dar se transformă. Interesant. Am zis, vă văd într-o vibrație foarte înaltă. Am văzut Regina de Spade, super inteligente, mai ales dacă sunteți femei. Dar există un soi de loialitate față de voi, loialitate emoțională, energetică, pentru că voi aveți o vibrație foarte intensă. Am zis că le penetrați mintea, nu știu, vibrația voastră le pătrunde în minte și îi transformă într-o formă sau alta. Sunt buni strategi acești oameni, de obicei sunt buni strategi, de obicei nu-și arată intențiile, sunt mai vicleni de fel. Și în continuare nu arată ce, câte emoții lună plină, că tu vorbi metalare la lună plină, câte emoții au în preajma voastră. Cum îi face să zboare deasupra lumii cotidiene, în stări, în dimensiuni la care probabil nici nu credeau că vor ajunge cu mintea, cu energia pur și simplu. Interesant, orca. Song Lions și Tigru. Acești oameni au suferit, mi-aduc aminte povestea de aici, au suferit o mare, mare trădare și durere în familie când erau mici. Și totuși au reușit să dezvolte o strategie prin care să pătrundă la lumină. Wow! Ce mesaje. Însă voi veniți cu această energie, energia feminină, ia uite, cu această energie foarte puternică, veniți din spații, din ce spații nu știu, poate nici voi nu știți din ce spații, aveți această putere de a, nu doar de a vă transforma, de a vă depăși limitele, dar de a-i transforma și pe alții. Chiar voi depășiți acum o situație critică și probabil că energetic se simte dorința voastră de a sparge blocajele. Și știți cum e când ești în preajma unui personaj care este decis să nu se lase doborât, se simte vibrație și ei simt lucrurile acestea. Poate e altă problemă în viața voastră pe care vreți să o depășiți și vă adunați această energie și dacă sunteți în preajmă, dacă ei sunt în preajma voastră, preiau și nu întâmplător sunt niște oameni în preajmă, da? Și emoțional le transmiteți niște mesaje foarte subtile. Emoțional, că avem lună plină, aici este orca, da? Apă. Îi chemați dintr-un somn adânc în care au picat ca să uite o suferință adâncă. Și în visele pe care le-au avut până acum și-au creat strategii cum să creeze ei alte lucruri, eventual abundență, că avem numărul 3. Și totuși, voi chemați la transformare. Măi, ce cărți! Unde sunteți în relația voastră, în călătoria aceasta dintre, știu, voi pe acest pământ, în acest moment? Unde sunteți? Că poate vă veți mai întâlni. Oh. Interesant, este o singurătate, o însingurare care va trebui transformată. Sunt probleme. Probabil că multe vin, adică hai să nu mai zic multe vin din partea lor și din partea lor și din partea voastră. Amândoi treceți prin situații grele, transformatoare. Dar unul dintre voi, aș spune energia feminină, aveți mai multă experiență în a depăși problemele într-un mod elegant, într-un mod înalt, loial, regal, distins, cum vreți voi. Aici listening. Ia uite, listening și orca.
Probabil că dacă ați ascultat muzică împreună, v-ați trimis cântece sau v-a auzit, eu știu, melodiile, vă ascultă melodiile pe care le ascultați și voi sau le-ați trimis muzică, muzica aceasta îi ajută să se trezească, să se vindece eventual. Știți că există, nu știu dacă voi ascultați, ah, nu te termina, nu te termina, melodii care vindecă în somn. Căutați pe internet. Oricum, ei acum vă ascultă. Vă ascultă și v-ar asculta vorbind, pentru că aveți o educație, am văzut Regina de Spade, aveți o educație aparte, cu care ei nu sunt obișnuiți. Sunteți persoane educate, inteligente. Iar, curăț cărțile, hai de fugă, ce simte pentru voi acest personaj? Ce simte pentru voi acest personaj? Da. Asta e. Îi ancorați, ia uite, orca. Le dați stabilitate. Voi le dați stabilitate. 3 și cu 5, 8. Îi transformați. Bună seara! Trebuie să continuăm, da? S-a întrerupt exact când spuneam că sunteți ancoră pentru acest personaj și foarte interesant este că aceste de cărți, la capătul setului, are o corabie. Probabil că e o distanță care trebuie străbătută. Sau sunt distanțe, sunt călătorii la distanță. Iar acest personaj își dorește foarte mult să vorbească, eventual, despre ceva. Își dorește să comunice niște... Ah, exact! Am văzut copilul, orca, apare iar copilul și un dușman, șarpele. Un dușman și nori. O situație din copilărie, viață, copilăria sa probabil foarte problematică în care și-a pierdut, de fapt, inocența. De acest motiv a trebuit să-și creeze sisteme de protecție, strategii, minciuni. Un alt fel de a fi. Măști, costume. Dar, repet, ce simte față de voi? 2 și cu 9, 11 este justiția. Voi echilibrați, voi îi readuceți. E o relație karmică, o întâlnire karmică, îi readuceți. La un punct zero din care se pot transforma. Wow, dușman în copilărie, despre asta vrea să vorbească. Dar iar... Călătorii, drumuri, care probabil că uneori vă țin în tăceri sau vă pun, mai bine zis, călătoriile pe care le face acest personaj, vă aduc în perioade de tăcere. Dar ce simte, ce reprezentați pentru ei? Transformarea, echilibru, dreptatea, inteligența, blândețea, educația, ia uite, metamorfoza. În momentul în care cuvântați, că am văzut Regina de Spade, lucrurile se transformă în ei. Mintea, amintirile, învață privind la voi, nu știu, ascultându-vă. Am spus, sunteți ancora lor în vremuri tulburi. În călătorii, pe valurile, eu știu, vieții, voi le sunteți ancora. Chiar dacă vă cunoașteți de puțin timp, asta simt. Oh, ce cărți puternice. 5 și cu 3, iar 8. Extraordinar, tot revine 53 și 35 de două ori. 35, oglindirea acestui 53. Și aduc aminte, știți că elefantul reprezintă amintiri, o memorie foarte bună, și aduc aminte, eventual, de cine erau înainte de acele traume, interesant, sau cine ar putea să fie, în ce ar putea să se transforme, dacă se eliberează de un spirit negativ pe care l-au experimentat sau l-au înfruntat
În copilărie, în casă. Casa patra. Wow, ce cărți puternice. Să le pun așa să le vedeți mai bine, da? S-a întrerupt legătura. Acum, bine, această cameră nu susține prea multă, nu mai are prea multă memorie, dar poate că e un semnal. Lucrurile se... Apar probleme, apar însingurări, apar tăceri. Dar... Dar revin cu gândul la voi, periodic, dacă nu tot timpul. Ce simt față de voi în această perioadă? Oamenii la care vă gândiți. Am zis că voi sunteți ancora, dar voi le sunteți și un soi de stabilitate în vremuri turburi. Dar spre această stabilitate trebuie mers cu tenacitate. Și pare o iluzie. Vedeți, e o cărare ciudată asfaltată pe câmpuri, da? Pare o iluzie. Dar nu e imposibil de creat. Dacă se stabilește acest lucru. Ce simte față de voi acest personaj? Mai bine că s-a întrerupt, că acum pot să fac liniștită. Le aduceți un soi de poezie în mijlocul furtunii. Lumea. Un nou capitol. Iar călătorie la distanță, peste hotare, eventual. Dar în primul și în primul rând, lumea reprezintă totul. Sunteți o persoană completă, din punctul lor de vedere, și nu poate nu doar a lor. Dar am zis, ei se simt mici pe lângă voi cu zero. Dar sunteți totul. Ați bifat multe lucruri, ați reușit multe lucruri și sunteți un nou capitol. Ia uite, diavolul la capătul setului de cărți, moartea, transformare, justiție, interesant, temperanță, numai arcane majore. Trebuie să-și transforme niște adicții, niște tendințe obsesive, niște traume. Trebuie să învețe să creadă, trebuie să se vindece. Hai să vedem în continuare ce simte față de voi. Regele de monede. Sunteți persoane mature care oferiți stabilitate prin experiența voastră de viață. Dar simt că își doresc și ei să fie asemeni vouă într-o formă sau alta, mai târziu sau mai devreme. Aș spune că își doresc să vă cucerească. Să-și depășească și traumele lor și eventual dacă voi aveți și voi, că și v-am vorbit și despre voi, aveți niște probleme și ar dori să vă cucerească și să vă protejeze. Tocmai pentru că meritați. Sunteți persoane de valoare. Regele de monede. Regele de monede are bani și este generos și este stabil și este loial, interesant, loial în varianta sa superioară. Și ar dori în acest nou capitol să fie, să se oglindească influența pe care o aveți atât de profund în ei. Ce simt față de voi? Ah, veni multe. O carte. Ce simt față de voi? Spânzuratul. Știu că trebuie să-și schimbe perspectiva. Dar deocamdată mai au niște probleme de rezolvat. Au de lucrat la capitolul credință. Ce simt față de voi. Și probabil că se conectează prin vis, prin muzică la voi. Visează la voi, ia uite. Visează și totuși mare durere, decepție.
Lacrimi. Faptul că nu puteți să fiți încă împreună. Cu spânzuratul și șapte de cupe visează la voi. Eventual, interesant cum vine mesajul. Visul acesta cu voi, nu știu sub ce formă, îi vindecă de niște dezamăgiri, ca și când fugi de o realitate visând. Înțelegeți? Ce simte față de voi? Faptul că nu poate să exprime, trei de spade, dacă nu poate să exprime ce simte și dorul pe care îl are uneori față de voi, este sunt dureri pe care, ia uite, iar apare zero, care îl provoacă sau o provoacă să se lanseze într-o lume a visurilor. Tocmai ca să... Acolo în vise vorbește cu voi, eu știu, ascultați muzica, aveți activități, asta vreau să zic, în visurile acelea, în proiecțiile acelea, aveți activități împreună. Altfel, strategia pe care viața l-a făcut sau a făcut-o să și le dezvolte, nu v-ar arăta. Asta e. Trebuie să se transforme. Stilul acesta de viață pe care l-au avut până să se întâlnească cu voi, n-ar fi permis comunicării emoționale sincere. Dar în timp, iau de zero, vrea să renunțe la sacrificii, vrea să renunțe la dorința de a face bani, la călătoriile peste hotare și să înceapă un nou capitol. Iar visează, iar visează. Ce simte față de voi? Am zis că în comparație cu voi, știu că voi ați făcut multe sacrificii ca să ajungeți la un grad de profesionalism, de stabilitate, de autoritate, de înțelepciune, de plinătate. Voi ați făcut sacrificii, da? Ca să ajungeți în această poziție. Și ei se simt zero pe lângă comparație. Ei n-au făcut sacrificii, au creat strategii. Cu alte cuvinte, au fugit de lecție. Interesant, dar se produce o trezire spirituală astfel de spade. Își doresc să comunice cu voi, pentru că știu că am multe de învățat, pentru că știu că voi aveți claritate, regina de spade. Voi reprezentați victoria minții, le penetrați mintea. Zero și asul de spade. Trebuie să riște o convorbire, să riște o mărturisire, da? Iată, regele de cupe. Au și steaua, emoții foarte puternice. Magicianul, soare, iar arcane puternice. Justiția, temperanța, dar într-o altă combinație. Sunt conștienți că trebuie să aleagă ce doi de spade. Trebuie să aleagă. Ia, ce să blocheze aici? Să aleagă vindecarea, echilibru, dreptatea, soarele, optimismul, manifestarea autenticității, a vindecării, a iubirii adevărate. Au multe lucruri valoroase de manifestat de acum încolo, după această întâlnire cu voi. Ce simt față de voi? Ați multe. Ce simt? Dar vor săriște. Da, pentru ei este un risc să iasă din această mască pe care și-au creat-o și să fie autentici, și să comunice cu voi. Ce mai simt față de voi? Șapte de bâte, regina de monede și doi de spade. În primul și în primul rând vor să renască. Am vorbit de renaștere încă de la început, da? Voi aveți această vibrație, aură, forță.
motivați să renască, să se trezească, să fie mai buni. Și ascultă, interesant că și la judecată și la și aici, ascultă, vă ascultă, își doresc foarte mult să vă asculte, să învețe de la voi că sunteți foarte educați. Pentru că sunt conștienți că învățând și ascultându-vă învață să se transforme, da? Ce mai simt? Simt că 7 de bâte poate să fie foarte defensiv, dar uneori poate să fie foarte protector. Își doresc să vă protejeze. Am zis, își doresc, interesant, regele și regina de monede în aceeași etalare. Când vorbim de simțuri, vor să se ridice cât de cât la un grad în care să puteți da bine împreună, regele și regina de monede. Să nu mai se simtă un zero. Să nu se mai simtă mic sau nepotrivit sau imatur sau neexperimentat, neexperimentată. Vor să se lupte, să vă protejeze și să da, asta este alegerea lor. Interesant. Interesant. A venit exact aici. Deci nu mai vor să fie, să aibă o viață nebunească, plină de riscuri și de strategii și de copilării și de inocențe dintr-un anumit punct de vedere spiritual, da? Intelectual. Vor să aleagă, aș spune adevărul, că tot am văzut justiția. Vor să fie, repet, să se zbată, să vă creeze stabilitate financiară, să arate cât vă apreciază. Dar asta este. Deci ce simt? Simt că își doresc să fie cu voi. Și ar fi dorit, ar fi frumos. Poate că acum este doar un ideal, doar un vis. Dar dacă acest vis pare nebunesc, interesant, dacă aleg să se lupte pentru stabilitate financiară, pentru, eu știu, creșterea lor profesională, intelectuală, într-o anumită formă, pot să manifeste, să materializeze acest vis, să-l aducă înspre victorie. Înțelegeți? Dacă lasă în urmă cupele goale, dezamăgirile, dacă învață să se iubească cu 8 de cupe, merge spre 9 de cupe. Pentru că ei au fost foarte traumatizați în copilărie. Dați în urmă cărțile să vedeți. Și din cauza că au rămas cu această lipsă de iubire și de respect față de ei, au creat aceste strategii. Dar în preajma voastră, voi, repet, sunteți farul lor în întuneric, în furtună, vedeți? Farul în furtună, voi, ancora pe valuri, voi sunteți. Ideea sclipitoare în momentele de stagnare, de sacrificiu, un vis. Prea frumos ca să nu îndrăznească să-l manifeste. Da, zi-mi despre asul de spade ceva. Ce ar vrea să comunice? Despre ce? Despre 5 de spade. Despre strategiile pe care le au. Despre invidiile altora. Despre jocurile mentale. Asta ar vrea să vă comunice. Da, nu am arătat. Nu am creat. Poate nu au spus adevărul. Poate au fost mitomani de fel. Da, dar vor să se transforme. Pentru că sunt conștienți că dacă vine așa, o să-i blocați. Și nu se va manifesta niciodată nimic cu voi. Și totuși oamenii ăștia, aș spune că visează. Visează să fie cu voi, iată, regele și regina de monede. Regina de monede, în general, independentă, financiar. Creează valoare, își cunoaște valoarea. Se iubește. Are grijă de ea. Și asta numai un om care, am văzut 8 de cupe, merge către 9, care a descoperit dragoste față de el, poate să creeze. Și acest personaj trebuie să învețe să se iubească și să renunțe la strategii, la jocuri mentale. Poate nu practicate cu voi, că nu cred că în preajma voastră are această
Mai are această capacitate. Eu cred că e cu alții, dar în preajma voastră acest personaj. Da. Vreau să înceapă un nou capitol. Sunt blocaje. Sunt blocaje, sunt invidioși, dar vor să treacă peste toate. Pentru că simt pasiune, vă văd atractive, vă văd și strălucitoare, repet, și din punct de vedere intelectual, spiritual, profesional, pe toate planurile, steaua. Steaua, lumea, asta sunteți voi, regina de spade, regina de bâte, inteligente și pasionale și empatice. Sunt convinsă că altfel n-ați putea să faceți această transformare, dar voi știți, o faceți fără să acționați într-un anume fel. Voi pur și simplu sunteți în aura voastră, în vibrația voastră și faptul că destinul v-a adus împreună. Acest personaj e ca și când, ați văzut că tot a fost COVID, dacă porți prea mult masca, nu mai respiri aer, te sufoci, apar probleme, da? Asta e, acest personaj a purtat măști. Repet, nu musai cu voi. Viața i-a făcut niște traume emoționale foarte puternice în copilărie, dar în preajma voastră simt nevoia să fie o nouă persoană. Și voi nu faceți altceva decât să fiți voi înșivă. Fiți în continuare voi înșivă și acționați din intuiție. Restul transformării și tot ce se va manifesta, veți trăi și veți vedea. Sau poate veți vedea după ani de zile, nu știu. Că transformarea nu apare așa, hotrong-trong. Dar măcar în această perioadă e o decizie de luat. De manifesta ceva nou. Și aici nu mai vor să manifeste imaturitate, ci maturitate, trezire. Cam atât, foarte interesante cărți. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau, ceau!